Și ultima dată când am sărit, mi-a schimbat poziția, n-am mai sărit din același floc. Eu fost reconstruit inelul, eu luat os din altă parte, eu fost reconstruit inelul cu șurube și plăcuțe. Operația în sine e ok. Dar având în vedere că măduva aia, când inelul ăla s-a zdrobit, a ajuns, o pătruns în măduvă, nu a fost secționată, a fost lezată. Da. Dar e suficient. Nu se poate învârti singur în pat, nu își poate face transferul singur. E un copil cu nevoi speciale și în permanență trebuie să fie cineva lângă el. Eu sunt asistenta personală și totodată prietena lui și viitoarea soție, sperăm. Nu am școală, nu am liceu, nu sunt doctoriță, nu am nicio specialitate în domeniu. Dar am învățat pentru el, să-l ajut. Și așa mergem mai departe de aproape 2 ani de zile. Așa om cu atâta putere de a lupta, nu am mai văzut până acum. Luptă până la ultima picătură de viață, știind că o să se ridice măcar o dată în picioare. Face sport la fel câte 3-4 ore, deci nu se oprește. Chiar dacă îi pică brațele jos, el nu se oprește. Și face în continuare. Am avut momente când nici eu nu mai credeam că se face bine. Și el venea și ne încuraja pe fiecare în parte că o să se facă bine. Niciodată nu și-o pierdut speranța. O zis că și la 80 de ani e ok și la 80 de ani să se ridice în picioare și să meargă. Nici măcar nu mi-l mai amintesc cum îi în picioare. Deci am uitat cum îi să-l văd în picioare. Știu numai că era mult mai înalt decât mine, cu vreo 2 capuri. Stă câte 3-4 ore să tundă un copil, își leagă mașina cu bandă scoci de mână și îl arde mașina în palmă, cât de mult o ține. Îi se fac beșuci în palmă și el nu simte. Atâta stă cu mașina și se chinuie să tundă copii și oameni. De ce faceți recuperarea acasă? Pentru că nu avem bani. Recuperările medicale sunt foarte scumpe. O internare la București, la un spital foarte renumit, pentru 10 zile costă 160 de milioane. Ospitalizare de 10 zile. În 10 zile credeți că el o să fie pe picioare? Nu. Nu. Și atunci preferăm ca banii care îi dăm pentru 10 zile să adunăm bănuți cu bănuți și să mergem undeva unde știm că are o șansă. În Thailanda are o singură șansă, nu ne garantează 100%. Dar are 50% garanție că o să simtă, o să își poată controla urina, o să își poată controla când își fac ce nevoile, chiar o să se poată ridica și în picioare și să meargă cu cârje sau cu cadru. Dar îs foarte mulți bani, foarte, foarte mulți bani. Îs 160.000 de euro. Dacă ar fi 160.000 de oameni care să dea un euro, 5 lei, s-ar aduna banii ăștia ca Marian să facă operație și să meargă din nou.